Bună tuturor, Cătălina sunt, iar voi urmăriți Loving Podcast. Astăzi avem onoarea să-l avem alături de noi pe Andrei Vulpescu, psiholog, ce? Autor, scriitor, de toate. Coach, toate... Coach nu. Nu? Da. Nu și nici nu vreau. Nu? Ok, doar autor, scriitor și psiholog, da? Mm. Andrei, eu astăzi m-am gândit așa, dacă ești de acord, desigur, să vorbim noi despre ce își mai doresc bărbații în zilele noastre de la femei. Adică, nu știu, s-au schimbat lucrurile față de cum erau ele înainte și așa mai departe. Dar înainte de a începe, mi-ai zis că lucrezi la o nouă carte, ceea ce e interesant. Păi era timpul, nu? Că au trecut aproape 3 ani de când am scos-o. De la ultima. 2 ani jumate, sigur. Așa, dar zi-mi un pic despre ce o să fie de data asta. De data asta o să fie despre cuplu, pentru că am făcut bărbații, am făcut femeile și acum îi aduc împreună cumva. A venit momentul să... Eu încă am această nebunie de a crede în relații. Dar e frumos, pentru că la urma urmei din relații ne vine și o parte din fericire sau mare parte. Da, dar nu în orice fel de relații, ci în relații care chiar merg. Sănătoase. Pentru că aici am scris de curând și o să tot insist pe tema asta într-un curs la master, profesoara noastră ne-a spus să terminați cu prostiile, cu relațiile toxice, că nu există așa ceva. Există doar relații care nu merg, adică relații disfuncționale. Și am stat și am rumegat un pic ideea și mi s-a părut foarte interesant, pentru că în momentul în care tu vii și spui, mă aflu într-o relație toxică, da, înseamnă că cineva îți face ție ceva. Dar nu neapărat. Poți să fii și tu comportamentele rar cu care rar se întâmplă vii. Ca cineva să vină și să se auto-oglindească și să spună, eu sunt ăla toxic din relație. De obicei vine de pe poziție de victimă și spune, cineva îmi face mie. În momentul în care spui, cineva îmi face mie, tu te scoți de la masa participării, știi? Tu nu ești acolo, tu n-ai, e altcineva care face. Mai mult decât atât, nici nu vrei să rezolvi mare lucru, pentru că deja fiind victimă ești în triunghiul dramatic și acolo nu se rezolvă nimic. Te aștepți ca celălalt. În momentul în care spui, sunt într-o relație care nu merge, atunci tu îți asumi faptul că ești în relația aia, ești activ în ea și atunci poți să te conectezi mai ușor să vezi care sunt zonele care nu merg în relația respectivă, pentru că uneori se poate întâmpla, nu știu, să nu meargă zona de gestionare a banilor sau să nu meargă sexul sau să nu, nu știu, comunicare. Dar alte zone să fie funcționale, să fie ok, zona parentală și așa mai departe. Și atunci devii cu ușor proactiv, te uiți mai ușor la ceea ce se întâmplă. Și are sens să spunem, să înlocuim acest toxic cu disfuncțional, pentru că este și o schimbare de percepție, a modului în care privești, știi? Mi s-a părut interesant. De-aia eu militez pentru relații funcționale, pentru că sunt convins că sunt foarte mulți oameni care stau împreună sau intră în relații din motive care n-au legătură cu relațiile. Dar eu știu la ce concluzie am ajuns, că relațiile, toate relațiile sunt despre tine. Păi da. Adică noi degeaba căutăm, cum ai zis tu, vinovatul și așa mai departe, că ce e în relația respectivă oglindește ce ești tu pe interior, ca trăire, emoții și așa mai departe. Și de fiecare dată când nu funcționează relația, uită-te la tine, pentru că tu ești parte din relația respectivă și tu ai creat mediul în care să se desfășoare relația de cuplu. Eu aș începe cu mine de fiecare dată când nu funcționează. Uite, eu am avut, absolut, eu am avut o discuție de curând cu femeie care se încadrează în ideea de femeie puternică, are carieră. Nu puternică în sensul ăsta. Are carieră. Independentă, da. Și e singură. Da. Și am întrebat-o, ok, dar o femeie care a ajuns la un statut, care a ajuns la nivelul tău, ce nevoie mai are de la un bărbat? Exact. De ce mai are? Pentru nevoie? Că bărbatul, dacă este puternic și are și el bani, are și el influență și așa mai departe, lucrurile astea nu te mai interesează pe tine, că tu le ai deja. Deja, exact. Și mi-a zis, băi, mi-am dat seama că am nevoie de lucrurile astea simple, de a fi feminină și de a avea grijă de el exact ca o parteneră de cuplu, de a fi iubită, de a fi ținută în brațe, de a dormi cu cineva care mă iubește și pe care iubesc. Vezi, deci până la urmă tot la lucrurile simple și se ajunge, știi, dincolo de faimă, bani, case și toate chestiile astea. Inclusiv o persoană care are toate lucrurile astea, are nevoie de hai să-i spunem, conectare. Conectare, da? Bă, să simți acolo că e cineva care vibrează cu tine, care se conectează cu tine, da? De altfel se și numește coreglare chestia asta, adică ne ținem în brațe, ne luăm în brațe și ne conectăm la nivel profund unul cu celălalt, astfel încât să ne reglăm stările. În câte relații se întâmplă? Mă emoționez. Nu, dar asta se întâmplă, așa se creează atașamentul de siguranță la copii, de exact, mici. Când îi ții în brațe. Când sunt ținuți în brațe. E foarte important. Dar câtă lume mai face chestia asta?
Să stai pur și simplu și să te ții în brațe și să nu faci nimic. Pur și simplu să stai, să te lași acolo. Da, să... da. Nu, frate, n-ai nicio treabă. Nu mai vezi oameni îmbrățișându-se pe stradă, nici pe de mână nu se mai ține. Adică totul este așa, este o disociere și o deconectare totală, dar în schimb avem pretenții cât casa de conectare, de iubire, de respect, de fidelitate, de onestitate și așa mai departe. Nu știu cum... Incluzia asta în noua ta carte? Da, 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 o să scriu despre toate chestiile astea, pentru că mi se par importante, adică am senzația că suntem prizonierii show-off-ului, știi? Dacă porți anumite haine cu anumite branduri, sigur vei fi considerat valid. Nu e adevărat. Mă gândesc dacă am haine de firmă acum. Adică la ce o ajută pe o femeie care are niște haine extraordinar de frumoase și de firmă, dacă ea în interior e goală? Da. Și sunt multe persoane care sunt așa. Nu poți să te conectezi doar la bani, sperând că o să-ți bate inima într-un fel. Îți bate, dar ea bate oricum, știi? Da, dar nici nu trebuie să excludem, știi? Adică cumva... N-am zis asta, dar am zis că în momentul în care formăm relație să luăm în calcul elementele care constituie relația, nu elementele sociale. Elementele sociale, mă rog, societatea arată în diferite feluri. Uite, dacă mergem aici vis-a-vis pe scoarul ăla de tramvai și întrebăm 5 persoane care coboară sau urcă din tramvaiul ăla, ele o să-ți spună 5 variante diferite despre cum arată societatea. Dacă vorbim cu băieții ăștia de aici, din locație de unde suntem, la fel și ei vor avea, deși lucrează în același loc, păreri diferite despre cum și viziuni diferite despre societate. Noi doi la fel. Deci, ar fi să ne conectăm pentru motive temeinice care țin de relație, pentru că altfel nu vom putea să o ducem pe termen lung. Altfel se va rupe destul de rapid. La orice sincopă, la orice pas greșit, la orice, nu știu, nu mai reparăm, nu mai facem nimic, pur și simplu așteptăm de la celălalt să fie perfect. Bă, nu se poate! Și că veni vorba că așteptăm de la celălalt să fie perfect și întorcându-ne la subiectul nostru, ce așteptări au bărbații de la femeie în zilele noastre? Ce își doresc? S-au schimbat lucrurile față de ce își doreau în trecut de la o femeie? Păi uite, dacă întrebe o femeie puternică, o femeie independentă, hai să nu-i spunem puternică, nu-mi place foarte tare chestia asta. O să-ți spună că există bărbați care vor să se cațere pe statutul ei pentru a câștiga și ei statut, ceea ce mi se pare absolut hidos. Asta ca făceau femeile înainte, ca perspectivă. Mi se pare destul de ciudat și de bizar și de trist să aud femei care vorbesc despre bărbați care nu muncesc și nu vor să muncească. Asta mi se pare... Sunt bărbați care își caută femei, cum ai zis tu, independente. Eu aud din ce în ce mai des chestia asta și pe mine chestia asta mă revoltă pur și simplu. What? Adică mi se povestea că sunt bărbați care stau mai mult la poză când merg prin vacanțe și fac ei poze cu fiind cu apusul de soare. Nu ele, adică ele sunt fotograful. Și am zis, bă, stai puțin, ceva e neregulă în toată povestea asta, ceva e neregulă în tot peisajul ăsta. Sigur, nu toți bărbații sunt așa. Dar stai puțin, unde sunt bărbații până la urmă? Știi de ce? Pentru că probabil bărbații s-au dus cumva în energia lor feminină mai mult decât erau înainte. Mă, știi care e asta? Eu nu vreau să mă bag în chestiile astea cu energii, pentru că nu este treaba mea, nu e domeniul meu de expertiză și nu mă bag acolo. Mi se pare că ei sunt crescuți deja de posedați de masculinitate, adică ei nu sunt din start, din creșterea lor. Cum să zic, orientați spre ideea de masculinitate. Ce înseamnă chestia asta cu ideea de masculinitate? Băi, în primul rând să te poți descurca în viață. Cu lucruri absolut banale, de la să-ți speli un ciorap până la a-ți bate două ouă, să-ți faci o omletă și până la a plăti o factură, nu-ți spune nimeni că trebuie să-ți șurubăiești până casă și să bați cuie în pereți, că slavă Domnului, există, dacă te descurci, există oameni care să facă asta pentru tine, deci nu e niciun fel de problemă. Dar măcar să fii funcțional și adaptat la cerințele societății actuale. Dacă tu nu știi să faci nimic, ce pretenții vrei să ai? Dacă tu ajungi la 40 de ani și nu te miști, arăți de 60 și ceva de ani, ce pretenții vrei să aibă o femeie de la tine sau ce pretenții mai ai, îndrăznești tu să ai de la o femeie și mai întâlnești câte un individ ăsta care nu are grijă de el, care nu se duce la sală, nu face sport, nu știu ce, și spune, nu mă mai simt atras de partenera mea că nu mai are grijă de ea. Bă, da, tu ai, știi? Așa. Și despre lucrurile astea o să scriu în cartea nouă, pentru că mi se par vitale, adică, vezi, o relație care se formează trebuie să includă mai ales lucrurile astea. Băi, ce facem cu fizicul nostru?
noi doi, dacă intrăm acum într-o relație, noi stăm aici la masă, la o cafea și stabilim, bă, ce facem cu imaginea noastră, cum arătăm noi, dacă vrem să stăm împreună 5 ani, 10 ani, 15 ani, cum ne tragem de mânecă dacă vedem că unul se împrietenește mai mult cu frigiderul decât trebuie. Cum facem? Ce mecanisme facem cu asta? Asta ar fi una dintre variante. Doi, ce facem cu viața noastră sexuală? O dezvoltăm, ne explorăm, discutăm despre asta, încercăm să vedem cum putem să ne producem satisfacție unul celuilalt sau tragem un capac de beton peste ea. Ce facem cu toate chestiile astea? Ce facem cu psihoemoționalul nostru? Toate lucrurile astea sunt de luat și de pus pe foaie și de discutat. Nu intrăm așa la mișto într-o relație și așteptăm să ce. Da, dar vezi tu, asta nu fac oamenii normal, o fac oamenii care au lucrat sau asta lucrează. Asta nu fac oamenii, da, în general. Da, pentru că nu ne învață nimeni. Adică, degeaba știi, dăm noi vina, dar nu suntem învățați în familie, nu te învață, la școală nu te învață, trebuie să te înveți singur. Că știi, toată lumea e zmeu un pat și bă, zeiță la începutul relației. La începutul relației. Da. Dar, ok, ce facem după 2 ani? Exact. Și tocmai, uite, hai, revenind un pic la subiect. Cât de mult contează felul în care arată partenera pentru un bărbat? Ea se îngrijește pe ea, nu îl îngrijește pe el. Da. Deci ea nu se îngrijește pentru el, ea se îngrijește pentru ea. Faptul că face chestia asta, sigur că îl ajută și pe el să o dorească, logic. Dar da? În momentul în care e un bărbat singur, da, eu sunt femeie, ce așteptări am eu sau la ce trebuie să mă gândesc că și-ar dori un potențial partener de la mine? Cum să arăt? Acum depinde pentru ce. Asta cu cum să arăt și cum e, este... Uite, am făcut un experiment mișto și de ceva vreme, de niște ani de zile, și o să scriu și despre asta. Urmăresc niște forumuri ale unor site-uri de escorte. Așa. Pentru că vreau să văd ce înseamnă, ce apreciază bărbații aia care activează zona asta la aceste servicii, da. Pe lângă prestațiile intime, tehnice, ca să zic așa, mai există acolo niște rubrici. Așa. Care înseamnă GFE, adică Girlfriend Experience. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă cum mă simt eu în compania ei. Girlfriend, adică are capacitatea să se poarte ca o iubită cu mine. Atenție, este important. Și doi la mână, atitudinea. Adică bărbații merg la escorte, unii bărbați merg la escorte și caută experiența aceea de iubită. Mm-hmm. Dar nu e ciudat că eu mă gândesc că mergi la escorte? Păi nu știu, e ciudat? Automat să zic. Credeam că mergi ca să ai altfel de experiență, nu pe cea pe care o ai în viața de zi cu zi. Păi poate că aia este altă experiență. Adică în viața de zi cu zi ești atât de singur, atât de nemulțumit, de deconectat, încât plătești pe cineva care să te ducă un pic în zona asta. Poate că da, da. Și atitudinea, adică e jucăușă, este feminină, glumește cu tine, vorbește, nu se uită la ceas, nu e grăbită. Îți dă senzația că îi pasă. Da, exact. Vezi, astea sunt niște chestiuni care teoretic ar trebui să se întâmple în relații, dacă te gândești, știi? Deci acolo vei vedea că nu se punctează doar prestațiile, pentru că alea oricum sunt subiective, fiecare e diferit și mă rog. Dar eu mă gândesc că felul în care arată cineva e primul lucru care îți atrage atenția în momentul în care vezi. Bineînțeles, asta este o chestiune care atrage indiferent că ești bărbat sau femeie. Da. Prima este imaginea, dar nu poți să-l vezi pe unul ponosit și... Bă, prăfuit și nearanjat, cu un păr atât în cap, nebărbierit și nimic, da? Nespălat. Rupt și așa mai departe, și să te duci să-i zici, mamă, m-a atras ăsta, ceva incredibil. Bă, normal că nu, adică acum nici să nu fii în partea cealaltă, să fii prea îngrijit și prea, că și acolo sunt niște semnale de alarmă. Să fii măcar decent, adică. Pentru că vezi aici, în momentul în care intrăm la cum te îmbraci, deja intrăm în alte zone, unii o să vină și o să spună, da, dacă te îmbraci cu hainele alea în loc de hainele alea și, hai mă, lasă-mă pe asta, știi? Dar cred că în funcție de cum te îmbraci și cum arăți, o să atragi o anumită categorie de bărbați. Știi, adică de fiecare dată când se schimbă ceva, dacă eu iau 20 de kg în plus, o să atrag altă categorie de bărbați, adică nu o să mai fiu dacă atractivă. Dacă îi mai atragi. Dacă îi mai atrag, da? Că vezi, asta ar fi o chestiune. N-ar fi de pus presiune, ci ar fi pur și simplu să facem exercițiul ăsta cu oglinda, de a sta în oglindă, da. De a uita a ne uita la noi goi și să zicem, băi, eu ce văd? Mie-mi place ce văd. Mie-mi place despre mine. Pentru că dacă nu-mi place despre mine, am niște variante. Mănânc la jumate, mă duc și merg mult pe jos sau mă duc la sală. Da. Și încerc să fac ceva. Drept urmare, contează să spunem și asta și să specificăm. Mie nu-mi place să am părul ăsta așa și de acum, după ce încheiem, noi mă duc și mă tund. Dar asta e o chestie
pe care eu o știu. Mă duc și mă tun și mă bărbieresc în același timp. Bine, nu că aș avea mare păr, dar ca idee, știi? Nu-ți place ție și pentru că știu că fie având tenul ăsta, vezi, și ăsta e un exercițiu, având tenul ăsta mai închis și cearcănele de, care sunt ereditare, n-am ce să le fac, orice chestie neagră face și mai negru și atunci trebuie să dau jos lucrurile astea. E o chestie de estetic cumva. Adică te uiți, sigur că n-ai cum să faci capul mai mic, că nu se poate, dar măcar așa puțin, să ai grijă, să te uiți, să, băi, mie îmi place mă de mine când mă uit la mine. Uite, eu când ies pe stradă sau mă duc la un eveniment și mi-am pus o cămașă neagră, un blug și, mă rog, ceva în picioare, sunt ok cu asta? Adică îmi place? Cum mă simt, cum arăt? Cum... Băi, îmi place, ok, păi atunci mă duc. Sigur că se va găsi cineva care să vadă asta. Sunt niște lucruri de bun simț, adică hai să fim serioși, nu este un mare rocket science asta. Trebuie să ai o minimă grijă de tine, asta este o chestie care ar trebui să se dobândească în primii ani de viață. Cum te speli, cum te miști, ce mănânci, cum dormi și așa, inclusiv cum gândești. Și asta ar trebui tot de la părinți primită. Mi-ai aprins un beculeț. Cum te miști? Caută bărbații, femeile mai... Că tot aud chestia asta, femei feminine. Da, există femei masculine și femei feminine, știi? Femei masculine să fie, nu știu, mai bărbați, mai bate cu pumnul în masă, ce-ți face? Mai autoritar, mai... Sau femei feminine, adică mai calde, mai joviale, mai deschise, mai, nu știu. Cred că ar fi să ne uităm la mamele lor, în primul rând, și o să vedem exact în ce măsură se păstrează tiparul sau nu. La unii se păstrează, la alții nu. Adică fie faci și alegi ce ai văzut în familie ca model feminin, adică mama, dacă ți-a plăcut, alegi în continuare același model, dacă nu ți-a plăcut, cauți să te duci către opusul, nu? Da, dar atenție, să nu schimbi o extremă cu alta. Și la femei la fel. Am întâlnit nenumărate cazuri de femei care aveau tați care înșelau sau care aveau probleme cu alcoolul și iubiții erau la fel. Da, pentru că fără să-și dea seama... Se numește compulsie repetitivă, da, asta. Și ele repetau tiparul și dacă le întrebai, ok, bun, dar dacă vine un băiat către tine care se poartă frumos, care are cele mai bune intenții, stau și erau așa ușor triste și ziceau, dar nu mă atrage. Păi de ce nu te atrage? Că nu e păi tocmai pentru că e în afara tiparului. Deci vezi, practic, ele repetă acest tipar toxic, să-i spunem, disfuncțional, evident, în care există abuz, pentru că așa s-a creat acest atașament. Da, dar asta fac și bărbații, știi? Adică... Sigur că da, asta spun. Este foarte complicat să rupi un tipar, este foarte complicat să-ți dai jos armurile de pe tine. M-am săturat de oameni care spun că vor să iubească din spatele zidurilor, știi? Bă, dar hai să ne conectăm, hai să... Cum spune Stephen Porges, care îmi place foarte tare, el a inventat teoria polivagală. Zice, băi, iubire înseamnă vulnerabilitate fără frică. Da, da, dar ca să ajungi în zona aia de vulnerabilitate... Trebuie să te cunoști foarte bine pe tine și să știi că poți să treci peste orice ți se întâmplă. Păi da, dar ce facem cu femeia misterioasă? Bine, trag femeile misterioase. Vezi, pentru că ăsta este un concept absolut sinistru, dacă mă întreb pe mine, care este total antifeminin. Și asta înseamnă, am și întrebat, bă, ce înseamnă mă asta pentru voi? O femeie misterioasă. Nu a reușit nimeni să mă elucideze. Ba, cineva a fost foarte, tot o femeie, a fost foarte simpatică și a zis, femeia e misterioasă până la prima întâlnire, după aia nu mai e niciun mister, că deja o vezi. Mie mi se pare asta o frică, de fapt. Întregul concept de femeie misterioasă înseamnă o femeie care nu se arată. Da? Stă în spatele zidurilor și așteaptă cumva să o descoperi tu. Băi, stai puțin, dar nu sunt explorator, adică sunt explorator, dar dacă tu nu-mi dai acces, eu nu intru. Că e abuz asta să intru fără accesul tău. Și atunci, ok, ce ai de pierdut dacă te arăți? Și dacă vorbești despre tine? Dar din nou, uite, dacă ne gândim la bărbați și la ce aleg ei în relații ca și model feminin, da? Aleg tot ce au văzut în copilărie și dacă avea o mamă din asta care, știi... Combinat cu influența socială. Da, combinat cu influența socială, cu ce ai văzut. Sunt foarte mulți oameni care doar se tolerează în relații, ei nu, ca să zic așa, nu există în relații, nu sunt conectați în relații, ei se tolerează acolo. S-au adunat două imagini, se pun unul lângă alta, pozează pe Instagram, mamă ce cuplu perfect suntem noi, nu vorbesc despre nimic. Și anii merg înainte, fiecare începe să cultive secrete. Asta iar cu secretele e o chestie senzațională. Acolo unde nu există intimitate și secret în același timp și în aceeași relație. Acolo unde au intrat secretele s-a terminat. Pentru că secretele astea înseamnă de fapt trădare.
Și asta se întâmplă exact în etapa de construcție a încrederii în relație. Dacă aici apare acest secret, s-a terminat. Dar ce înseamnă secret? Că unul ascunde ceva de celălalt. Păi depinde și ce ascunde, nu? Păi ce poate să ascundă? Ce ascund toți? Interes că, uite, a venit la birou o colegă nouă care este frumușică și care este drăguțică și care este simpatică și cu care ies la masă deja de 2 săptămâni. Dacă iubita mea nu știi. Și cumva îți apare, cum am scris eu pe vremuri despre Georgel, îți apare în discuții și zici... Dar cine e Viorica? De unde a apărut? De unde e atâta importanță pe femeia asta de a apărut așa de des? Și fie rămâne, fie dispare la un moment dat. În general, cam asta se întâmplă. Lucrurile uneori se află când deja e mult prea târziu să se mai afle. Dar persoana aia cultivă în mod conștient o altă poveste, da? În paralel, da. Sperând nu știu ce. Sperând ca în momentul în care nu funcționează cea de acasă, să dea pe cea de acasă cu cea din târg. Da, gândește-te, în momentul în care tu dai acces unei povești noi, ce acces mai dai poveștii de bază? Nu prea mai ai ce acces, adică începi să închizi ușile, da? Uh-huh. Și asta se poate manifesta și prin acel silent treatment. Da. Eu nu mai răspund la întrebări. Nu mai pasă, cu alte cuvinte. E monosilabic că... tot, pare că nu mă interesează absolut deloc. Zic, da mă, cum zici tu... Pe ce relație asta? Adică aștept cumva să o termin tu, știi, ca eu să-mi văd de viață. Da, sau la un moment dat provoc decizia de a termina tu. Da, că nu mai fac nimic, nu mai împing, adică nu mă dau un fapt cumva, da? Cumva te fac să începi să mă confrunți. Astfel încât tu să zici, bă, ok, that's enough, ne închidem, știi? Se poate întâmpla și chestia asta. Deci... Vezi, eu vorbesc despre relații sănătoase, dar e foarte complicat, că e muncă multă acolo. Nu merge de la sine absolut nimic, da? Una este să ai chimie, chimia aia putem să o avem și noi doi, dar asta nu înseamnă că suntem neapărat compatibili, da, sau că ne putem conecta. Putem să fim compatibili, să ne placă să mergem la mare, să ne placă aceeași muzică, aceeași mâncare, același vin, dar de fapt să nu fim conectați, pentru că unul dintre cei doi sau amândoi au anxietăți, au temeri, au frici, nu lasă pe celălalt să se apropie prea mult de sufletul lui, da? De altfel, am citit undeva și mi s-a părut mișto conceptul ăsta, the wave of distance. Adică, tu întâlnești un bărbat care se poartă foarte frumos cu tine, este foarte bun, pare că nu are niciun fel de intenție, sau, da, te iubește pur și simplu, da? Și cu toate astea tu nu te simți atrasă de el. Și se întâmplă des chestia. Sau undeva brusc, pac, se taie, știi? Și ăla îți dai seama că el nu înțelege. Zice, bă, stai puțin, dar eu mă port frumos. Nu-mi dau seama de unde se taie asta. Păi se taie asta din mai multe motive. Unul dintre ele fiind inclusiv teama de a nu-i da prea mult acces la sufletul tău. Și atunci din prevenție tu îl ții departe. Adică ai senzația că în momentul în care ajungi atât de aproape de sufletul tău, să nu te poată răni, nu? Da, pentru că tu e posibil să ai această așteptare. Da? Și atunci tu îl respingi. Aia nu este despre el, aia este despre tine și despre dorința ta de a te proteja, care este mai mare decât dorința de a te conecta. Da? Și atunci omul ăla poate era un partener absolut potrivit pentru tine, da? Dar tu n-ai dat voie să se întâmple chestia asta pentru că ai aceste frici pe care nu ți le-ai rezolvat. Da, și uite, apropo de chestia asta, am observat și la bărbați că cumva sunt îndreptați să aleagă femeile astea mai bici, știi? Adică care îi tratează. Și asta e o chestie culturală și este o chestie care ține cumva și de, repet, modelele văzute acasă. Păi, acum să mergem la, nu știu, discuția simplă. Bărbații aleg femeile cu minți sau femeile mai puțin cu minți? Ce e cu minte? Că dacă desfac cuvântul și spun că este cu minte, adică are minte, atunci da, pot să fiu de acord. Nu, la ce înțeleg? Nu înțeleg ce e cu minte. Adică femeie de casă care are grijă de copii, spală, scalcă, îți face mâncare. Păi da, dar iartă-mă, eu am 46 de ani, eu nu mai am nevoie de femeie de casă care are grijă de copii, că am rezolvat situația asta. Dar noi vorbim la nivel mare, general, da? De ce? Deci vezi, contează și de ce plajă de bărbați. Una verii la 25, una la 35, alta la 45, alta la 55. Dar, uite, pentru că și copiii aia cresc. Atunci de ce sunt foarte mulți bărbați care au soția acasă și amantă pe lângă? De ce nu? Nu știu, tu să-mi zici de ce. Pentru că se poate. Pentru că niciuna nu cere mai mult? Nu are nicio legătură, pur și simplu se poate. Ok. Este cumva natura lor, dacă vrei. Cultura socială i-a sprijinit în toată istoria cu asta.
Ba chiar în anumite zone este considerat un semn de bărbăție, putere, să poți să ai mai multe, și de putere să ai mai multe femei. Nu se specifică nicăieri cam cât ar fi destule. 20, 50, 80, 100, 2000, habar n-am, nu scrie nicăieri cam pe unde e pragul ăla. Și atunci, dacă se poate, de ce nu? Ei nu au niciun gând să încheie relația de acasă, atenție! Motivul pentru care bărbații înșală și ies în afara relațiilor de bază este variația, nu dorința de a ieși din relație. Aia este motivul femeilor. Adică femeia când iese afară din relație, principalul ei obiectiv este să schimbe partenerul. Pentru că ele declară că sunt nemulțumite din punct de vedere emoțional și sexual în relația de bază. E simplu. Și ele se vor îndrăgosti întotdeauna de acest amant. Okay, și la bărbați care nu este e... indisponibil. La bărbați nu e deloc asta. Dar uite, nu, atenție, nu general. Astea sunt studii. Uh-huh. Astea sunt procentele alea mari. Există sigur și o plajă de procente în care lucrurile mai variază. Da? Adică și poți să spui că este un bărbat care vrea să iasă afară din relație sau o femeie care poate să varieze și ea fără probleme. Putem să luăm în calcul, dar segmentele mari, astea sunt. Uh-huh. Și din practica de cabinet îți spun că întâlnesc asta. Femei care intră în relații cu bărbați indisponibili, care sunt la rândul lor căsătoriți și ei trag de timp. Le promit că o să fie bine, că lasă, că o să vezi, că o să meargă, că o să fim fericiți și nu se ia nicio decizie. Dar de ce ajungi să faci asta? Adică nu cumva te desparți și tu în două? Pentru adică... că îți convine. Păi da, dar nu e o pierdere de energie, adică trebuie să o mulțumesc și pe amantă, trebuie să mă întorc acasă și la soție și cumva să mă împart. Ba da, da, am variație și probabil că pentru ei asta contează, nu-mi dau seama. Sigur că este o scindare, sigur că este o disociere, sigur că e o minciună dacă stai și te gândești. Însă hai să luăm în calcul și faptul că nu toată lumea poate să trăiască într-un fel conectat la relații. Da. Fiecare se descurcă cum poate, cu dezastrele aferente care vin la pachet cu asta. Na, stai seama că orice bărbat ar fi extraordinar de fericit să știe că poate să aibă acces la 2-3 femei. Da? Se validează prin la asta. Femei nu știu dacă este la fel. La unele o să-ți spună, da, și mie mi-ar conveni să am 4 bărbați pe care să-i folosesc pe fiecare la ce mă interesează. Sunt unele care zic asta, altele vor spune, bă, stai puțin, eu nu vreau asta, mie unul mi-e suficient. Deci, vezi, diferă foarte tare lucrurile astea. Sigur, dacă pui camera pe ei, spun una, dacă vorbești cu ei după aia, după ce ai închis camera, o să vezi că s-ar putea să se schimbe narativul un pic. Deci, vezi, suntem oameni și ne place să ținem pentru noi foarte multe lucruri. Nu ne place să ne arătăm foarte tare și să spunem, tocmai din cauza fricii ăsteia sociale de a nu fi etichetați într-un anumit fel. Și de aici, probabil că, uite, fă un experiment dacă vrei și întreabă oamenii dacă ar fi să înșeli. Fără să ai prefera să o faci de mână cu partenerul sau separat? Păi și mai să e vezi înșelat câți... dacă păi, e de mână? Și el și tu, amândoi, adică faceți. Adică să înșelați fiecare în fiecare în altă direcție? Da, da, să fiți în aceeași, în același loc. Ah, da? Okay. Să zicem eșangism, da? Că se practică în anumite zone. Ia să vezi câtă lume spune da la asta. Cei mai mulți o să spună că vor să nu se știe, să nu... Păi da, pentru da? Că... Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că din start gândirea lor este orientată spre a cultiva secrete. Deci spre trădare direct. Aia ar fi fost o încredere. Ok, poate că nu e confortabilă. Da? Dar este o încredere. Sunt alături de ăla și noi, obiectivul nostru nu este să ne despărțim. În schimb, în momentul în care eu merg pe ideea la el, lasă mai bine să nu știe, să fiu eu... Adică... E trădare direct. Da, deci gândirea ta este dusă acolo. Știu, dar tu vrei să păstrezi aparența de bărbat sau de femeie care... Păi, dar eu nu trăiesc cu aparențe. Eu vreau să trăiesc într-o relație în care mă conectez. Da, nu vreau aparențe, oamenii, nu mă interesează asta. Pentru oameni contează foarte mult ce văd ceilalți despre ei, ce le arată. Păi da, dar vezi că în momentul în care noi doi suntem într-o relație, pe noi nu ne interesează în momentul în care decidem ce văd ăilalți, că nu mergem pe scoarul ăla de tramvai. Da, să uite, ne contează. Ce zice împreunăm. Mama, ce zice tata, ce zic copiii? N-au treabă mama și tata că nu trăim cu ei în casă, sper. Așa e, așa e. Așa ar trebui să fie. Ei nu trebuie să știe ce se întâmplă în interiorul nostru din toate punctele de vedere. Pe lângă asta, oamenii mai au și frici. În momentul în care tu știi că te înșeli, e posibil ca la un moment dat să nu-ți mai convină.
și să fie asta monedă de schimb pentru a ieși din relație. Eu nu vreau să pierd relația, vreau să te țin pe tine și să nu-ți dau motive. Dar de ce nu i-aș da acces la fricile mele partenerului? Pentru că asta înseamnă să te facă să devii vulnerabil. Ce înseamnă asta? Să mă poți răni. Păi de ce să te rănesc? Că sunt partenerul tău, nu sunt dușmanul tău. Asta, așa e, dacă am avea curajul să ne deschidem complet. Băi nu, da, dacă am avea cumva, cum să zic, normalitatea de a privi relațiile. Noi ne așteptăm să mai fim, să fim răniți bazându-ne pe experiențele anterioare, ok? Și atunci noi nu putem să ne conectăm profund și autentic cu celălalt pentru că tot timpul stăm cu frica asta. Aoleo, să nu se folosească de asta. Păi în secunda în care se folosește de asta, eu am ieșit afară din relație, am plecat. Tocmai asta, nu trebuie să ai pretenția ca celălalt să nu te rănească, trebuie să intri în relație pe premisa că poate mă rănește, poate nu, dar eu sunt capabil și dacă mă rănește să spun stop. Adică oricât te-aș iubi, dacă îmi dau seama că nu mai e bine în relația respectivă, mi-iau lucrurile și plec, știi? Dar noi, știi cum e chestia asta? Gândește-te așa. În momentul în care tu ai o frică, frica aia se simte undeva în corp. Da, da. Fie peste tot, fie în anumite zone. Zona abdominală de obicei. Asta înseamnă că ai o stare de încordare și de stres în organism. Asta nu este o stare care să fie favorabilă conectării și iubirii. Deloc. Ești în hiperexcitare, adică în zona asta de anxietate și atunci tu nu te poți conecta profund. Ești reactivă emoțional 100%. Rațiunea nu merge. Ca să poți să te conectezi cu celălalt, trebuie să stai în acea stare de calm. Toată lumea zice despre această stare de calm și de conectare. De acest abandon fără frică. Da? Băi, eu mă abandonez fără frică în proximitatea ta pentru că eu știu că tu nu o să-mi faci rău. Și chiar dacă îmi faci, eu sunt capabil să mă... Și asta înseamnă conectare. Iar dacă tu cumva mă rănești, uneori și fără să vrei, că se poate întâmpla da, să-l rănim pe celălalt fără să ne dorim chestia asta, ok, avem la îndemână capacitatea de a repara. Vin la tine, stau acolo, îmi cer scuze, te iau în brațe și hai să discutăm despre asta. Că uite, n-am fost. Noi trăim cu ideea că ne putem conecta emoțional non-stop și suntem conectați emoțional non-stop la partener. Nu e adevărat. Și aici sunt studii făcute și sunt undeva la 25% medie pe zi. Da? Capacitatea de a ne... Inclusiv când suntem în aceeași casă. Maxim în situații foarte frumoase 50%, deși e mult. Deci gândește-te că există un mare hău unde se poate întâmpla orice. Și atunci noi trebuie să avem această abilitate de a repara foarte bine exersată. Dar în momentul în care eu vin și îmi cer scuze și îți spun că îmi pare rău și sunt acolo pentru tine să mă conectez la nevoia ta din momentul respectiv, eu nu mai fac asta a doua oară. Că dacă fac asta a doua oară, înseamnă că mi-am cerut scuze degeaba. Și deja o dăm în abuz emoțional. Oamenii habar n-au ce e la abuz emoțional. Nici măcar n-au curiozitatea să citească despre asta, să se întrebe, băi, ia să vă mă, eu ce trăiesc în viața mea? Sau eu ce am trăit în viața mea? Păi, da, dacă ai trăit asta și în familia de bază, ți se pare că ăsta e normal, știi? Și păi bun, dar atunci dacă văd că e chestia asta și nu-mi place treaba asta, hai să mă duc să lucrez. Hai să mă duc să-mi rezolv asta. Hai să mă duc să sparg cercul ăsta. Să sparg tiparul ăsta de funcționalitate. Te duci, dar atunci când suferi suficient de tare, astfel încât să... Știi, se zice că oamenii stau în zona aia așa de suferință, de nu funcționează, da? Cât le este ok. Adică când suferă așa și așa, mă stau acolo că nu mă doare. Dar când mă doare suficient de tare, am curajul să fac ceva, să întreb, să văd de ce. Uneori nici atunci. Da, uneori nici atunci. Și vezi... Preferăm să nu... Am întâlnit persoane care evită să se expună la bine pentru că au așteptarea că va urma ceva rău. Și atunci preferă să țină lucrurile sub control evitând expunerea da, la bine. Da, da. Și nu dau acces oamenilor către ele. Dar știi de ce? Îi țin la distanță, știi? Dar nici foarte bine nu le e. Păi da, pentru că tu dacă ai trăit cu rău, știi cum să gestionezi situația, dar când îți dă cineva bine și apoi iar te lovește rău, ai gustat din binele ăla și deja te doare mai tare decât dacă n-ai fi știut. Băi, da, dar cumva ar trebui să avem această dorință de a ne fi bine. Ar trebui, dar nu avem. Și din păcate foarte multe lume se chinuie cu asta și... Da. Nu vor putea lega niciodată relații cu conectare pe bune. Pe mine nu mă interesează să am o relație de conectare care să dureze 40 de ani. Sau să am o relație în general care să dureze 40 de ani, dar sunt un chin aia 40 de ani. Trage e așa dat-o. O târâială.
prefer să am o relație frumoasă de conectare, dar conectare de aia profundă care durează un an, 2, 5, 9, dar măcar să știu că m-am îmbunătățit eu ca om, am crescut eu ca om în urma acestei conectări, în urma acestei relații, da? Plec mai departe din relația asta cu alt fel de abilități, cu alt fel de trăiri, cu alt fel de, cum să zic, de funcționalitate. Așa, mă duc, mă înșală una, mă duc, mă înșală și cealaltă, închid tot timpul relația, da, cum, adică m-a înșelat pe mine, înțeleg, dar nu vreau și să mă duc și mă expun și mă expun din nou la aceeași situație, din nou la aceeași situație. Dar fără să mă întreb, dar oare eu nu generez nimic din povestea asta? De adică, ce mă înșeală pe mine? E așa întâmplător faptul că toți partenerii mă înșeală? Sau toți se poartă urât cu mine? Oare e numai despre ei? Oare toți oamenii sunt... Dar știi că mai e faza aia. Ce au toți partenerii sau toate partenerele tale în comun? Pe tine. Adică... Exact, știi? Și atunci cred că ar trebui să ne gândim, să ne uităm un pic la noi și să încercăm să schimbăm ceva la asta. Nu poți să stai non-stop la funcționalitate de asta negativă, că nu te ajută, frate, cu nimic. Andrei, zi-mi, cât contează, nu știu, respectul pentru un bărbat în relație? Și că se zice uneori că bărbații apreciază mai mult ca femeia să-i respecte decât să-i iubească. E asta adevărat? O, aici intrăm, vezi, aici stăm numai în noțiuni abstracte. Nu intrăm în nimic în limbaj fizic. Este limbaj abstract ăsta. Iubire, respect. Definește-mi asta două, nu? Iar mergem pe stradă cu camera pornită și întrebăm oamenii și o să găsești 200 de variante diferite și despre respect și despre iubire. Ar fi să putem să discutăm de fiecare dată clarificând amândoi ce înseamnă pentru noi asta. Okay. Inclusiv infidelitatea. Bă, ce înseamnă pentru tine infidelitate? Că poate pentru mine înseamnă o chestie, pentru tine înseamnă altceva. Și se prea poate să se întâmple asta. Nu este vorba despre cine are dreptate, este vorba despre cum vedem lucrurile. Hai să vedem, putem să facem o chestie comună din asta astfel încât să avem niște limite sănătoase în relația noastră? Același lucru este și cu respectul. Bă, ce înseamnă pentru el, bărbat, ca femeia să-l respecte și ce înseamnă pentru el, bărbat, ca femeia să-l iubească? Pentru că pentru unul e posibil ca respectul să însemne că femeia îi calcă cămășile sau că iubire înseamnă că l-așteaptă cu mâncarea caldă acasă. Așa a învățat el de la tasul. Sau așa a văzut el la maica sa că îi făcea cu taicăsul și mamă, ce câtă iubire era. Și taicăsul o pupa pe creștet, parental așa, și era ceva minunat. Bun, ăsta este modelul, am înțeles. Dar hai să discutăm despre asta, să vedem ce înseamnă chestiile astea pentru tine, pentru mine și să vedem cum putem să facem noi ăla. Ce ar însemna sau ce ar implica respectul pentru tine ca bărbat? Băi, în primul rând să nu se cultive secrete. Da, e o formă de respect. Este o formă de respect. Să poți să dai acces și să spui, frate, când ceva nu-ți convine. Dar să nu spui cu formularea asta, tu niciodată, lasă că vă știu eu. Că atunci automat arunci vină și rușine pe celălalt și mai ales pe bărbat. Iar bărbații gestionează prost astea două emoții, pentru că ele vin la pachet cu not good enough și cu teama de eșec. Și în momentul în care o femeie îți spune că, nu știu, îți dă de înțeles că nu ești suficient de bărbat, ca să zic așa, te-a terminat. Adică este exact cum o termin tu pe ea când îi spui că s-a îngreșat puțin. Aha. Deci ai făcut-o praf. N-o mai scos din asta în veci. Da? Adică contează foarte mult felul în care îi te adresezi unui bărbat, astfel încât să nu simtă că nu este suficient de bun, nu? Și să înțelegi că respectul intră în, are în el, în subcomponente, apreciere, interes, admirație. Astea sunt, nu sunt niște SF-uri. Dar de ce ai mai intrat, mă, în relație cu omul ăla dacă nu-l admiri? Ce cauți acolo? Cum poți să intri în relație cu un om pe care nu-l admiri? Nu admiri nimic la el. Bă, ce cauți, mă, acolo? Cum poți să spui că-l iubești fără asta? Păi îl iubesc că îmi dă bani, că nu știu... Mă repare rău, păi atunci despre ce vorbim? Atunci vorbim despre un gheșeft, despre un interes, nu vorbim despre o relație. Nu? Adică sunt niște chestii de-astea de bun simț, bă, de-astea sunt elementare. Păi eu m-aș simți și prost să intru în relație cu o femeie pe care nu o admir. Că de ce aș face asta? Ca să nu fii singur. Dar îmi place, mai bine să fiu singur decât cu o persoană pe care nu am ce să admir la ea. Și cu care nu mă interesează, dar nu mă simți atras de ea, în primul rând. Dacă nu admir ceva la ea, nu știu,
atitudine, frumusețe, deșteptăciune, carieră, un pachet întreg, da? Bă, să mă încânte când mă uit la aia. Bărbații aleg femei în funcție de etapa vieții în care se află, adică un lucru îți dorești la 20 de ani, un lucru îți dorești la 30, altul la 40, altul la 50. Sper. Asta, repet, depinde de fiecare bărbat în parte. Vezi că se poartă iar o chestie de asta culturală, că bărbatul cu cât îmbătrânește, cu atât își dorește o femeie mai tânără. Asta ține și de o dorință de a lui de a se menține tânăr și atunci își ia tinerețe de la femeia respectivă, dar el nu înțelege că diferențele de nevoi sunt atât de mari încât la un moment dat o să se ajungă la conflict cu asta. Ea o să-și dorească copil și căsătorie, el o să împingă cât mai mult chestia asta pentru că probabil și le-a rezolvat. Deja le-a trecut prin ele. Da, și tot așa. Ok, frumusețe, tinerețe, dar... Împreună în ce avem în comun. Și atunci cumva, pe de o parte, și anumitor bărbați le teamă să-și recunoască faptul că au încep să îmbătrânească, începe să treacă timpul și pentru alții asta ar trebui să spună, bă, e rafinament, e ok, nu mă deranjează, știu mai bine despre mine ce vreau, știu mai bine să aleg ce-mi doresc în viața mea. Sau așa ar trebui, cel puțin. Dar suntem diferiți și atunci nu poți să spui e alb sau negru, că nu e niciodată alb sau negru. Fiecare în funcție de cum își are universul, știi? Pui 30 de bărbați în același loc și îi pui să vorbească, o să vezi că sunt 30 de chestii diferite. Dar ți se pare cumva că în momentul în care, ca și bărbat, nu experimentezi anumite lucruri la vârsta potrivită, ajungi să experimentezi asta mai târziu? Adică dacă la 20 de ani n-ai avut relații din astea de experiment, știi? Adică și-ai intrat într-o relație de lungă durată, de la 20 până la 40. Dar și cu femeile se poate întâmpla la fel. Dar eu zic de bărbați că despre asta încercam să... Adică crezi că e posibil ca bărbatul... Poate exista anxietate de performanță. Să ajungă la 40 de ani să-și pună întrebări și să zică, bă, dar trece viața pe lângă mine fără să... Poate fi. Poate fi. Poate fi probabil că îl dărâmă un pic chestia asta. Poate să ajungă într-un punct în care dă peste o femeie care e mult mai experimentată și atunci el se simte destul de stângaci și destul de anulat, poate, sau se autoanulează. Pot fi multe variante. Aia cu criza vârstei mijlocii, eu înțeleg că e undeva pe la 50 de ani, încă nu m-a lovit. Deci n-am și nu cred că o să mă lovească astfel încât să încep să mă uit după fete de 20-25. Păi nu, eu asta mă gândeam, dacă te lovește, mai ales dacă nu ai trăit când trebuia experiențele de gen. Nu știu, ieși tu în club, ieși tu cu azi, cu una, mâine cu alta, să vezi cum e să te cunoști. Gândește-te că are sens. De ce? Cu cât ești un bărbat care a fost mai expus unor experiențe și a gustat viața, da, să spunem, asta nu trebuie să fie ceva rău, asta e o chestie de evoluție, da? Nu toți au acces la asta. Cu cât ai văzut mai multe, ai trăit mai multe, ai încercat mai multe, cu atât alegerea ta e mai ușoară. Pentru că știi. Infidelitatea este o chestie pur conjuncturală. Se poate. Am conjunctura favorabilă pentru asta. Da? În momentul în care eu am mai trecut prin chestia asta, eu pot să spun nu. Pentru că știu la ce să mă aștept, știu ce implică. Pentru că știu la ce spun da. Dar dacă eu am trăit toată viața lângă o singură persoană, într-un anumit fel, n-am avut alt fel de experiențe sau n-am avut prea multe experiențe și mă trezesc la 45 de ani singur, debusolat sau singur în relație, da? Și mă duc undeva și mi se invește o conjunctură, probabil că voi spune da mai ușor, pentru că am spus nu în partea alaltă deja de mulți ani. Înțelegi? Și atunci voi spune, da mă, ok, nu știu, când mă mai întâlnesc cu chestia asta, hai să o iau, știi? Adică e o chestie pur conjuncturală și destul de rațională, adică nu, știi, oamenii sunt foarte atenți când cântăresc șansele lor. Dar știi ce am observat, mai ales la bărbați, ei caută femei, dacă se poate, virgine cu care să ajungă să se căsătorească și să facă familie. Nu știu despre ce bărbați vorbești. Nu, o anumită categorie de bărbați, am întâlnit mult terminul ăsta, doar că... Păi vezi, acolo ar fi să vezi... De ce își doresc să intre pe curat? Pentru că mă gândesc, pentru că probabil că au și ei această anxietate de palmares și nu vor să fie puși în comparație cu nimeni. Ok, da, corect. Asta da, este o teamă din punctul ăsta de vedere. Băi, n-a mai fost niciunul înaintea mea, eu sunt primul, deci sunt safe. N-are dacă aflu că au mai fost 4-5, e deja un top acolo.
dacă aflu că au fost 15, deja e aglomerat și mi-e frică că nu știu, dacă, mai ales dacă n-am încredere în masculinitatea mea, e nasol, nu știu pe unde o fi și nu prea-mi place să fiu așa. Așa că eu sunt, am grandiozitatea asta de a fi the one and only și atunci n-are cu ce să mă compare. Exact. Ghiși ce are cu ce să te compare la un moment dat. Da, dar vezi că ei cumva modelează asta sau o duc în zona că femeia îi devine, știi, că dacă ai avut 15, 20, 30, ești deja panorama, adică... Da, mă, dar aș prefera să nu discut despre zonele astea agresiv-extremiste, ca să spun așa, pentru că eu nu văd lucrurile așa. Pe mine nu mă interesează ce trecut a avut femeia respectivă, exact. Pe mine mă interesează omul în sine. Și cum se comportă și se raportează la tine. Exact. Și ce îmi transmite și cum mă face să mă simt. Dacă este o femeie care a avut un trecut destul de tumultos din punctul ăsta de vedere, dar este o femeie cu care mă pot conecta foarte frumos și cu care mă pot bucura. So? Știi ce mai... Dar nu vine cu autobuzul de foști parteneri la întâlnire. Adică e treaba ei ce a făcut. Nu mă interesează. Câtă vreme este funcțională și este ok și este un om de calitate, why not? Am mai auzit și termenul că cu cât a avut mai mulți parteneri, și mi se pare ciudat că asta e pus mai mult în cârca femeilor, cu cât a avut mai mulți parteneri, cu atât puterea ei sau capacitatea ei de a se conecta și de a rămâne fidelă unui singur bărbat este mai mică. Nu e obligatoriu. Păi nu e obligatoriu, dar de ce asta îi se pune în cârcă femeii? Pentru și bărbatul... că așa este societatea, foarte proastă. Da, adică el poate să fi făcut sex cu 20 în spate, și dar el se poate conecta la mine. Adică cum vine asta? Dar eu dacă am făcut același lucru, cumva, știi, mie îmi scade din valoare și lui crește. Vezi, aici vorbim exact despre chestiile astea. Tu ai Vuitton, eu am Levi's, nu pot să mă convin cu tine că ești cu Levi's. Uh-huh. Exact același principiu funcționează și la asta. E o prostie, dacă mă întreb pe mine, adică eu nu văd deloc lucrurile așa. Nu mă interesează chestiile astea, câtă vreme nu apar scheleții de prin bucătărie sau de pe sub pat și sunt prezenți în conectarea noastră, nu mă deranjează, este problema ei. Mi se pare o mârlănie să întrebe o femeie câți parteneri a avut. Da, dar exact cum ai zis tu și eu. Pentru că dacă ești băiat deștept, îți dai seama. Normal că îți dai seama, că vezi cum se comportă și așa. Dar chiar cum ai zis, mi se pare că din frica mea și de a nu fi comparat și de a nu ajunge într-un cerc în care nu vreau să mă învârt, uh-huh, am senzația că, bă, mai bine să fie eu sunt primul, știi, și o fi mai bine. Mă rog, și aici motivele pot fi multe. Poți în mod cert să bănuiești rigidități. Asta clar. În procesul de creștere, în procesul de dezvoltare, în procesul de educație. Mai departe, mă rog, poate să fie un evantai destul de mare. Dar eu ca femeie, cel puțin, n-aș recomanda niciodată unei alte femei să se căsătorească. N-aș recomanda, nu, fiecare face ce îi trece prin cap, dar să se căsătorească cu primul venit, primul servit. Pentru că nu ai experiența să-l alegi. Adică tu nu bun, ai eu sunt de acord, compari. Dar pe de altă parte știi cum e, lasă oamenii să fie. Da, da, exact, și să se lovească singur. Și lasă-i să decidă. Și da, dacă își asumă bine, dacă nu își asumă, asta e, o să învețe din asta, da, sau nu. Dar dacă ar veni cineva la tine, da, femeie, prima are nevoie înainte de a-și lua deciziile să vină să se consulte cu cineva în domeniu care așa știe despre ce e vorba. Și ar zice așa, uite, Andrei, sunt pe nu știu, sunt în pragul căsătoriei, eu nu am mai fost niciodată cu altcineva, am, nu știu, e bine, nu e bine să fac chestia asta? Tu ce părere ai din experiența pe care o ai până acum? Păi, în primul rând, trebuie să te uiți la sistemul de valori și credințe, să vezi exact ce e acolo și, doi la mână, să vezi ce obiectiv are ea. Uh-huh. Pentru că dacă este obiectiv de a crea o familie, probabil că ideea de cuplu nou interesează foarte tare. Și atunci ar fi să faci puțină psihoeducație, să spui, bun, ok, familia este importantă, dar până la familie trebuie să existe un cuplu care înseamnă sentimente și sex. Exact. Ce ești dispusă să-ți asumi din punctul ăsta de vedere? Pentru că dacă faci o familie și vei descoperi că el mai iese și cu alte femei și face sex și cu alte femei, să nu te miri că îți va spune, da, dar eu sunt conectat la familie, n-ai ce să-mi reproșezi. Vin acasă, aduc banii, am grijă de copii, eu funcționez pe obiectivul tău. Da? Da? Obiectivul meu, ăla în care să fiu bărbat, e în altă parte. Adică ar fi să discutăm și despre chestiile astea. Băi, ok, bun, dar trebuie să înțelegem că planul de familie este un plan, planul de cuplu e altceva. Și știu că este greu să le intersectăm, dar nu trebuie să le luăm, să luăm ochii de pe asta. Pentru că cuplul formează familia, nu invers. Așa, corect, corect. Și în momentul în care apare copilul, dacă l-ai băgat în pat, cum am mai spus și altă dată,
S-a terminat cuplul. S-a terminat spațiul intim, sănătate, la revedere. Și ar fi să te întreb, ok, el cu cine face sex? Pentru că dacă nu-l mai ia de aici, sigur îl ia din altă parte. Cam. Zim puțin despre spațiul ăsta despre care se tot vorbește și se vehiculează. Bărbații au nevoie de spațiul lor personal. Bărbații au nevoie să se închidă un pic în lumea lor, să nu-i bați la cap, să nu, când vin acasă, să nu sar cu gura pe el. Păi eu cred că toată lumea are nevoie de o zonă de autonomie, dacă vrei. Și cred că e sănătoasă în relații ca fiecare dintre parteneri să aibă și o zonă de autonomie. Vouă vă place să mergeți la cosmetică și așa mai departe, la sală, whatever. Poate să mai vedeți cu câte o prietenă la o cafea. Și nouă ne place să mergem la sală și nouă ne place să, nu știu, stăm uneori să gândim. Sigur, unii bărbați preferă să se mai și joace pe calculator. Nu este stilul meu, dar pot să înțeleg. Și alt fel de activități. Se duc la fotbal, interacționează în tot felul de moduri. Merg la pescuit, da, tot felul mă de rog, chestii. Cred că e sănătos să avem și o zonă de genul ăsta. Însă ar fi ca zonele astea să nu afecteze relații, funcționalitatea relației și timpul pentru relații. Adică să putem să avem înțelepciunea de a îmbina bine, corect asta, știi? Pentru că, uite, spre exemplu, eu dacă muncesc până la 11 noaptea, iubita mea poate nu muncește până la 11 noaptea. Și atunci ea, dacă vine acasă la 5, 6, 7, să spunem, ea are 4 ore în care poate să facă ce vrea ea. Vorba vine, ce vrea ea. Să fie ea cu ea, să-și facă timpul cum are chef. Ceea ce mi se pare absolut în regulă. Altă dată poate muncește ea mai mult și eu mai puțin. Și la fel, mă bag, citesc ceva, fac niște cursuri, stau, mă gândesc, creionez idei, planuri, ce vreau să fac. Ideea ar fi să nu ne sufocăm unul pe celălalt și să putem să ne înțelegem. Spre exemplu, dacă tu ești femeie și îți place mult să discuți, iar el este un bărbat căruia nu-i place atât de tare să discute, nu-l bate la cap. Dacă îl vezi că se enervează și pleacă din cameră, nu te duce după el. Lasă să se calmeze, să-și... Îl pisești, să fii tu aia care vrea să rezolve acum povestea. Pentru că el se va simți dezgustat, va simți că nu-l iei deloc în calcul și că tot ce contează e ceea ce vrei tu. Și asta o să-l facă să se închidă, să se distanțeze, poate chiar să iasă din relație la un moment dat. E foarte important să avem grijă unul de altul și să începem să ne simțim și să... Da, și să ne dăm spațiul acela necesar. Tot la conectare se rezumă asta. Și astea sunt legate, exact cum ai zis, sufocare. Întâlnesc foarte des la bărbați termenul ăsta că sunt sufocați de partenere. Că n-au voie să mai iasă cu băieții, că n-au voie la o bere, că n-au voie la sală, că n-au voie să vorbească cu nu știu cine. Adică, de ce femeile se duc atât de mult să-l din potropească? Frică. Din frica de a nu-l pierde, de a nu pierde relația, de a nu... Din frică, da. Și e important ca să păstreze o relație sănătoasă de lungă durată cu un bărbat, nu știu, e important să-i dai un pic de spațiu, să vină el către tine, adică să creezi spațiul ăsta în care să-și dorească el să... Dar cred că e important să ne dăm spațiu unul altuia, nu cred că... Nu... Mie mi se pare că stăm prea mult cu lupa pe celălalt. Mm-hmm. Așa e, și când stai cu lupa pe celălalt, și nu mai ești cu atenția pe tine. Prea mult orice chestie, știi? Da. Băi, hai să ne mai dăm voie să mai și fim. Hai să ne mai dăm voie să mai și lăsăm o zi să treacă pur și simplu așa cum vine. Da, dar vezi tu că dacă ai avut o ceartă sau un conflict, un contradictoriu și el s-a dus... Dar cine a spus că toate conflictele trebuie să fie rezolvate? Păi da, dar asta zic, apare frica aia, vai, o să ne despărțim, gata, n-am fost de acord. Păi da, dar vezi că frica aia era dinainte. Și e frica ta. Adică nu... Frica aia era dinainte și ar fi să stai să te gândești la... Să răspunzi la întrebarea de ce nu i-ai dat lui acces la frica asta. Pentru că el poate nu știe. Dar în momentul în care vă certați, da, și aveți, cum am zis, un conflict din ăsta mai aprins așa și tu pleci, dacă ea nu vine după tine, ai senzația că nu-i pasă? Sau dacă, nu știu, cum trebuie să procedezi, să te las? Depinde. Depinde. Ideea ar fi ca oamenii să vadă cum se reconectează atunci când o fac. După cât timp? Ce se întâmplă concret? Cine se duce către celălalt? Cum se repoziționează? Uneori poți să eviți genul ăsta de conflicte și dacă simți că se escaladează, să pui un stop, să-i spui, băi, uite care e treaba, eu simt că o să ajungem într-un punct nașpa, hai mai bine să o lăsăm așa, că n-are niciun rost, după aia ajungem să ne mușcăm de gât.
o scriem undeva, o punem pe frigider și ne ocupăm sâmbătă, exact, de asta. E posibil ca până sâmbătă hârtia nici să nu mai fie acolo, pentru că unul dintre cei doi a luat-o, a aruncat-o, poate chiar cel care vroia să o dezbată, pentru că nu o mai consideră necesară și nu mai are sarea necesară pentru asta, știi? Adică ideea e să putem să mai lăsăm, pentru că cele mai multe conflicte de cuplu sunt din prostii. Nu sunt din niște motive reale, sunt din niște prostii și atunci ar fi uneori să lăsăm prostiile să fie prostii și să nu ne ocupăm atât de tare de ele, știi? Da. Mai vreau să te întreb un lucru. Bărbații au nevoie să fie cuceriți sau să cucerească? Aoleo. Pentru că e stereotipul ăsta că bărbatul e vânător. Eu nu înțeleg asta cu vânatul. Te simți căprioară? Nu, că nu vreau să mă împuște nimeni. Mie mi se întâmplă ca în momentul în care intru într-un loc să văd cu cine mă pot conecta, văd foarte repede. Așa e, da. Pentru că este acea atitudine care mă atrage. Și acea atitudine, dacă îi facem o disecție, o să ajungem la modelele feminine din viața mea și automat se vor regăsi caracteristici din ele în persoana aia. Dar sunt absolut automate astea. Asta nu înseamnă neapărat că sunt compatibil cu persoana respectivă sau că va exista pe bune vreo conectare sau că există vreo chimie. Dar așa, la prima vedere, mă uit și zic, bă, interesant. E ceva acolo interesant. Mai departe, dacă dau curs și mi se răspunde la eye contact, că asta e o chestie extrem de importantă, mai vedem. Știi? Dar asta cucerit, ce e cucerit? Vezi, iar ajungem la treaba aia de misterios, da, știi? Da, exact. Adică eu aștept să mă cucerești. Și cam cum ar fi să te... Dar nu mai bine te dezvălui ca să văd și eu cu cine stau de vorbă? Da, dar dacă citești, uite, dai un search așa pe Google și o să vezi că toate, sau majoritatea articolelor, zic așa, lasă bărbatul să vină după tine, să te caute, să insiste. Pentru că dacă nu faci asta, înseamnă că nu te vrea. Și că bărbații sunt foarte simpli. Nu, dacă te caută, te vrea. Asta dacă cu amendamentul că bărbatul chiar reușește să decodifice semnalele pe care le trimiți tu. Și de cele mai multe ori, are Helen Fisher o carte despre asta, de fapt cele mai multe ori bărbații nu decodifică. Și are senzația că nu-l vrei și... atunci tu rămâi în aer cu chestia asta. De altfel, cred că ea a făcut niște studii pe tema asta și spunea că de niște ani buni de zile, femeile sunt cele care fac primul pas, nu invers. Ele sunt cele care inițiază, care transmit mesajele, nu bărbatul. Deci e cu duș întors povestea asta. Mai mult decât atâta, să te cuceresc cu ce scop? Pe mine mă interesează să vin să mă dezvolui, să fiu eu. Nu mă aștept să mă cucerești în vreun fel. Eu sunt aici. Da, așa câtă vreme sunt disponibil, nu mai vorbim despre cucerire. Dacă vorbim despre conectare. Da, hai să vedem ce descoperim unul de la celălalt și cam cu ce scop ar fi treaba asta. Că poate fi unul sexual, poate fi unul de loazir, poate fi unul de intenție de a construi o relație, da? Sunt mai multe scopuri care ne pot aduce împreună într-un fel sau altul. Și atunci, pentru ce să stau cu asta, cu cucerirea? Dar ce ar trebui să fac eu ca să te cuceresc? Să mă urc pe ghereta asta, pe restaurantul ăsta? Ce ar trebui să fac concret? Nu e suficient că sunt aici și mă interesează persoana ta și vreau să aflu mai multe despre tine? Nu e destul? Adică, trebuie să fie. Ce ar trebui? Să te duc în vacanță în Maldive ca să ne cunoaștem mai bine cum se practică lucrurile astea? Și... adică sigur putem să mergem și acolo, niciun fel de problemă, dar nu putem să ne cunoaștem până acolo, adică... Da, da. Dacă ajungem până acolo și ne dăm seama că... am mai plătit și făcut vacanța și ne simțim prost. Nu e vorba de asta, dar zic ca idee, adică băi, pentru mine o primă ieșire la o cafea sau la un vin este un motiv de bucurie, adică băi, eu sunt eu ăsta, n-am, pot să mă întreb absolut orice, să răspund, n-am niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere. Dar de ce n-ai face și tu la fel? Se plictisesc bărbații dacă ești prea disponibilă față de ei? Dacă nu știu ce înseamnă o femeie prea disponibilă. Nu, adică, n-am cunoscut niciuna prea disponibilă. Nu, știi că e termenul ăsta, te pui pe tavă, adică... Nici pe tavă nu le-am servit, să știi. Adică ți arăți prea mult interes față de el, ești prea deschisă încă de la început, prea vulnerabilă, ca să zic așa. Dar cine decide ce e prea și ce nu e prea? Păi din nou, dacă citești articole pe internet, o să auzi... Da, articolele alea sunt cum sunt, adică mie mi se pare că, știi, dacă stăm și ne raportăm tot timpul la articole, nu mai trăim. Da. Păi, dar tu ce simți de fapt? Că, poate că nici eu nu mă simt confortabil cu toată lumea. Și atunci eu am această capacitate de a mă adapta în funcție de persoana din fața mea. Dar eu pot să fac rolul de observator și să zic, bă,
Eu ce simt în proximitatea persoanei astea? Dar câți oameni fac chestia asta? Adică zi mie câți oameni da, se opresc pentru mine asta nu e un argument. Tu m-ai întrebat pe mine. Da. Nu știu ce fac alți oameni. Eu spun cum fac eu. Mă conectez la corpul meu și zic, băi, cum mă simt cum cu persoana? Simt, exact, mă da. Simt safe? Da. Sau corpul mă ține undeva încordat? Mă ține încordat. Înseamnă că îmi spune că nu e ce trebuie să fiu mai atent, să văd ce, cam ce care e treaba. Da. Dacă îmi spune corpul, bă, ești ok, e safe, e totul în regulă, ok, așa și... Da, exact așa cum ai zis. În preajma persoanelor nu potrivite, dar care au intenții bune către tine, te simți degajat. Adică nu-ți tremură mâinile, n-ai anxietate, nu ai ceva nod în gât, nu ai nimic în stomac. Bine, acum, pe de altă parte, este și în regulă să mai avem și astfel de reacții în momentul în care ne place cineva. Dar nu în permanență, adică nu în mod constant când te întâlnești cu persoana respectivă, tu să te simți așa. Pentru că ideea este nu... că dacă simți frică, n-ar fi să continui. Da. Dacă simți căldură, plăcere, liniște, relaxare, poate că ar fi bine să dai curs mai departe la chestia asta, știi? Adică trebuie să fim atenți și la ce ne spune corpul, nu la ce obiectiv ne-am setat noi, știi? Pentru că nu ne putem conecta cu toată lumea și atunci ar fi bine să putem să ne conectăm întâi la noi înșine și la corpul nostru și după aia să vedem cu cine rezonează corpul, știi? Da. El știe mai bine decât ăsta. Are informația în ADN de atâția ani, știi? Adică da, atâția... pentru că o are inclusiv din perioada preverbală unde noi nu avem memorie explicită. Și atunci ar fi să nu negăm deloc memoria implicită care este înmagazinată în corp. Să vedem ce se întâmplă acolo, ce ne spune. Adică când ești în preajma cuiva, fii atent pentru și la pentru că el ne spune adevărul meu. Andrei, mi-a făcut o deosebită plăcere ca de fiecare dată. Adulmec și mă încarc cu informația de la tine și sper ca și cei de acasă să acum tu erai vânătorul, adulmec și ești... Eu merg sunt pe miros, știi? Informativ, adică doar la nivel de informație. Sper ca și cei de acasă să facă, pentru că e foarte important să căutăm tot timpul, să mai învățăm ceva despre noi, despre relații, despre cum să le facem mai sănătoase. Îți mulțumesc că ai fost alături de noi și sper să te avem și în momentul în care scoți noua carte, că ar fi fain să vorbim despre ce scrie acolo. Păi, bine. Da. Vă mulțumesc că ați urmărit Loving Podcast. Până data viitoare, nu uitați să aveți relații sănătoase și, știu eu, frumoase, dacă se poate. Cătălina am fost, pe data viitoare!